La radio cu Andreea Esca, la Europa FM. Denis de la Adamotens este invitatul meu de astăzi la radio. Um, am vorbit despre buni, spunem cum erau ai tăi, cum erau părinții tăi. Părinții mei. Uh -huh. Nu. Consider însă și un, un păcat intenție de a încerca să o descriu pe mama, spre exemplu, pentru că ea merită, cred, toate cuvintele de laudă din lume. E, cel mai puternic om, în primul rând, cel mai frumos suflet pe care îl cunosc și e un exemplu pentru mine. M-a învățat absolut tot ce cunosc și m-a educat, m-a disciplinat. A fost o persoană care mi-a fost și mi este cel mai bun prieten și prin care am trecut cu care am trecut prin foarte multe chestii pentru că am avut și perioade mai grele, mai ales când eram copii. Când eram copil, a fost o perioadă când tatăl nu a mai încetat din viață uh -huh. și nouă ne-a fost foarte greu. Atunci am început, cred, să, să primească lecții de la viață și am avut alături de mine un coleg de bancă care se numea Mama. Și care m-a ajutat scopii. Um, L-ai pierdut pe tatăl tău când erai mic? Mm? Erai mic când a, a murit tatăl da. tău? Uh, părinții tăi erau cumva... Adic, cu ce se ocupau ei? Erau din domeniul ăsta? Crezi că ai moștenit talentul de la ei? Tata, da, tata cânta la chitară. Mm -hmm. Și mi-a lăsat o chitară... N-am mă rog, cadonată de bunica mea. La o zi de naștere, nu mai știu. Cred că chitara e mai... Uh, mai, mai vechi ca mine. La <laughs> radio cu Andrea Esca la Europa FM.